Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! În primul rând, Mercur va reveni la mișcarea sa directă obișnuită, care va avea imediat cel mai bun efect nu numai asupra situațiilor de trafic, ci și asupra proceselor din domeniile de afaceri și profesional. Toate încetinirile și întârzierile asociate documentelor se vor opri în cele din urmă. Evenimentele vor începe să se dezvolte ca de obicei, iar neînțelegerile în comunicare vor fi depășite cu succes. Un nou impuls va primi și domeniul de studiu, iar călătoriile vor deveni mai eficiente. Sănătatea celor care au boli pulmonare cronice se va îmbunătăți. Trigonul Soare și Uranus în a doua jumătate a săptămânii va fi un puternic motivator pentru cei care vor să-și schimbe viața, să facă un pas în necunoscut. Uranus este planeta schimbării bruște, acțiunilor decisive și a înțelegerilor instantanee. Un trigon cu soarele va permite multura să descopere noi abilități și talente în ei înșiși, să decide să-și schimbe activitățile, munca sau imaginea. În această perioadă vor avea loc accidente fericite cu vărsătorul, berbecul și capricornii, iar de aceste accidente vor trebui să poată profita. Dragostea la prima vedere poate depăși tipicul leu, scorpion sau gemenii, cu toate acestea, pentru cei din urmă, este puțin probabil că acest lucru să dureze mult. Trigonul soarelui cu Uranus va afecta pozitiv sănătatea aproape tuturor celor care au probleme cronice, îmbunătățirea sănătății, reducerea simptomelor, creșterea vitalității va ajuta la un stil de viață mai bun. Luna nouă din 15 septembrie în făcioară va fi un moment bun nu atât pentru producerea de idei noi, cât pentru a gândi cum să gestionăm starea de fapt existentă. Aceste tendințe vor fi deosebite de relevante pentru semnele solare tipice, berbec, leu și săgetător. În acest moment, ar trebui să aibă încredere mai mult în rațiune și logică decât în sentimente și emoții atunci vor exista toate șansele de a-și schimba viața în bine, de a o face mai ordonată și mai previzibilă. Pentru raci, scorpion și pești tipici, luna nouă va duce o oarecare instabilitate emoțională, care va fi depășită prin îndeplinirea treburilor și grijilor casnice obișnuite. Pentru taur, fecioară și capricorn, luna nouă va provoca o scurtă perioadă de depresie și confuzie, care, Totuși, va fi utilă reprezentanților orientați material a acestor zodii, ei vor avea ocazia să-și transmită emoțiile și sentimentele. Quadratura lui Venus și Jupiter de duminică va strică oarecum imaginea pozitivă a săptămânii cu o scădere a activității, o manifestare de lene și o dorință excesivă de plăcere. În mod deosebit de strălucitor, aceste tendințe vor fi inerente în Taur, Bești, balanță și săgetător, ar trebui să se ferească de mâncare excesivă, risipă, cheltuieli impulsive și conflicte amoroase. Pentru afaceri și finanțe, cuadratura lui Venus și Jupiter este periculoasă, așa că în această perioadă nu trebuie să faceți tranzacții financiare, achiziții, vânzări, transferuri sau investiții. Pot exista dificultăți în comunicarea cu partenerii de afaceri? Neînțelegeri sau fricțiuni pe baza banilor sau a valorilor materiale. În ceea ce privește sănătatea, cei care au probleme cu ficatul vor fi în pericol aici, ar trebui să se abțină de la consumul de alcool, alimente grase și dulci. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!